Deși a poposit doar câteva ore pe pământ românesc, a fost cucerit. Jackie Chan a văzut în România o țară verde, un popor cald și românce frumoase. Una dintre ele este fiica colegei noastre, Andreea Berecleanu, care i-a luat un interviu. Pe fiica Andreea vrea să o prezinte fiului său. How do you like Romania? Being for the first time here. First time here, exciting, but I can see from the sky, so green. So blue. Iar după ce a pășit pe pământ românesc, Jackie Chan a simțit căldura românilor. A fost impresionat de fanii care au venit să-l vadă. De altfel, actorul mărturisește că îi place să călătorească și să cunoască mereu oameni noi. I try to bring every culture together. If everybody knows everybody, I think that in the world there's no more war going on, fight each other. What's your country? My country. I'm born in Hong Kong. I'm Chinese. I belong to the world. Experiența de pe platourile de filmare, dar și experiența călătoriilor l-au făcut să cunoască adevăratul sens al vieții. What is the most important lesson for a good life? Be happy. And safe. To do something good for the world, good for yourself, good for your country. That's why I believe. Româncele nu au trecut neobservate de Jackie Chan. O româncă de doar 13 ani este cea care l-a cucerit la prima vedere, Eva, fiica Andreei Berecleanu. Let me present my daughter, Eva. Oh. She's 13. Oh. Eva? 13? Yes. Wow. Hi. 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 She likes. You have a beautiful daughter. Thank you. I introduce my son to you, okay?